Se spune că aloe vera este o plantă minune. Înaintea erei noastre, oamenii o foloseau în cazul rănilor deschise sau arsurilor. În prezent, acest rod al naturii este folosit pentru tratarea mai multor afecțiuni, precum diabetul, astmul sau diferite probleme ale pielii. Dincolo de beneficii, aloe vera este o plantă de apartament ideală pentru decorarea casei. Aloe vera este o plantă cunoscută pentru calitățile sale tămăduitoare în numeroase culturi, precum cele din Grecia, Egipt, India, Mexic, Japonia sau China. Numele său provine din cuvântul arab aloeh, însemnând substanță strălucitoare amară, în timp ce vera înseamnă în latină adevărat. În urmă cu 6.000 de ani, egiptenii au numit-o planta nemuririi. Acum 2000 de ani, oamenii de știință greci considerau planta un panaceu universal. Plantele de aloe fac parte din familia Asfodelaceae și este cunoscută aloe vera pentru proprietățile ei medicinale, dar sunt și alte specii. Sunt niște plante comode de îngrijit pentru că fac parte din categoria plantelor suculente. Adică au cantitate mare de apă, rezistă bine la locuri însorite, la soare, la căldură. Nu trebuie scudate atât de des cum trebuie celelalte plante. Nu au nevoie de un substrat foarte bogat în substanțe nutritive, nu se fac tratamente, nu au boli dăunători decât în cazuri foarte rare. Și nu au nevoie de substanțe nutritive, ceea ce este și un lucru bun dacă ne gândim că sunt folosite în cosmetică sau ca plantă medicinală, cu cât mai natural, cu atât este mai bine. Putem avea propria noastră plantă, ea pretându-se la condițiile de creștere într-un ghiveci. De altfel, este des întâlnită atât în grădini cât și în case. Aloe vera nu este o plantă greu de întreținut. Ea are nevoie de un sol care să se dreneze bine. Nu trebuie udată în exces, iar fundul vasului trebuie să aibă găuri de scurgere pentru a evita putrezirea rădăcinilor. Este o plantă care înflorește de obicei vara, nu are flori spectaculoase și se mulțește foarte ușor prin butași, prin puișori care apar pe tulpină, pot fi desprinși, puși direct în pământ, avem grijă să fie pământul umed o perioadă până se formează rădăcina și pe urmă se dezvoltă bine. În scopuri terapeutice se folosesc atât seva cât și gelul frunzelor de aloe vera, însă trebuie îndeplinită o condiție esențială și anume frunzele se culeg abia când planta împlinește 2-3 ani. Gelul este obținut prin presarea frunzelor proaspete. Acesta întărește sistemul imunitar și are efecte antibiotice care ajută la tratarea anumitor probleme ale pielii. Are un efect emolient, cicatrizant și dezinfectant foarte puternic și, spre deosebire de alte cicatrizante naturale sau mai puțin naturale, nu produce durere atunci când este aplicat, dimpotrivă, reduce durerea și usturimea. Nutrienții pe care îi are în compoziția sa ajută la menținerea greutății corporale în limitele normale, împiedică îmbătrânirea celulară și asigură necesarul zilnic de energie. În același timp, un consum regulat de aloe vera normalizează tranzitul intestinal, activează și stimulează fluxul sanguin și limfatic, funcțiile rinichilor, ale ficatului și ale vezicii biliare. De asemenea, reglează sistemul imunitar și tractul digestiv, conducând la îmbunătățirea stării psihice și a condiției fizice. Sucul de aloe vera poate crește absorția de proteine, ameliorează arsurile la stomac și are efect calmant asupra gingiilor. La nivel intern, aloe vera se consumă sub formă de suc. Sucul este de fapt un extras din pulpa plantei, sau așa zisul gel de aloe, care se aplică și extern. Se consumă sub formă de suc câte două linguri, să zicem o lingură jumate, două pe zi, timp de 7 zile. După care se face pauză și se reia tratamentul în funcție de ce efecte produce. Are un efect foarte bun de detoxifiant și de antiparazitar, înlătură constipația și înlătură problemele tractului digestiv care au legătură cu arsura sau cu aciditatea. Gelul de aloe vera este indicat pentru îngrijirea pielii și poate fi folosit ca prim ajutor în arsuri și diverse leziuni, datorită calităților de dezinfectant și accelerator al procesului de cicatrizare, datorită proprietăților de antiinflamator, de detoxifiant și de stimulare a colagenului. Gelul este ideal în tratamentele cosmetice de întreținere a pielii, previne și reduce acnea, ajută la regenerarea de noi celule ale pielii, prevenind astfel îmbătrânirea.